traseele de My Trip sunt făcute în mod special pentru SUV-uri. Nu e un traseu de off-road dificil în care să pleci cu mașina, să o spargi și să nu vii cu ea întreagă. Traseele de la My Trip sunt făcute pentru familie, sunt de ieșit în natură, pe drumuri mai puțin cunoscute, de cele mai multe ori neasfaltate. Din motivul ăsta recomandăm să se meargă cu un SUV. Navigația My Trip este navigația care se folosește și la Hando Trax. Navigație foarte ușoară, navighează pe o tabletă sau pe un telefon mobil sau pe un aparat GPS. Prinderea în mașină e bine să fie făcută destul de bine. Eu folosesc aici, am o prindere pe ventuză care cumva se poate sprijini de bord. Orice SUV care merge pe un drum forestier are o vibrație de la pietre, de la forma... Și atunci vibrează foarte tare tableta dacă nu o prinzi cu ceva pe dedesubt. La telefonul mobil, fiind cumva mai mic, vibrează mai greu. Tracul GPS se downloadă de pe platforma MyTrip, după care se trimite pe e-mail-ul asociat tabletei sau telefonului mobil. Se deschide aplicația MotionX, după care se deschide e-mail-ul de pe telefonul mobil sau tabletă și aici se observă că mail-ul care a fost primit are un atașament GPX și ne și întreabă softul cu ce să-l deschidem. Alegem MotionX, dăm import și acum track-ul este importat în aplicația MotionX. Putem să facem harta de dedesubt să fie offline, astfel încât să nu avem nevoie de internet. Setup, Map Download, New Map. Noi recomandăm Motion X Terrain. Se creează un cerc cam pe toată sub, ca să includă track-ul GPS. Face un zoom din degete și aici se alege ce fel de layere să fie downloadate. Să nu fie foarte multe, că face un download foarte mare. Download. Și acum avem harta offline. Nu mai avem nevoie de internet. Ca să memorăm pe unde am fost, trebuie să dăm record. Record track și dăm start track. Start without GPS signal. Asta înseamnă că de acum unde plecăm cu tableta, ea va memora traseul pe care îl facem. Revenim înapoi în map și acum putem să navigăm pe track-ul pe care l-am ales. De altfel, pe unde am fost, putem să salvăm track-ul pentru noi, save track, și MotionX știe să îl salveze direct sau să-l trimită direct pe e-mail. Îi dăm o denumire. După care dăm un display name, cum va fi el afișat, ca și nume de track. Asociem un e-mail unde vrem să trimită MotionX-ul track-ul. Acest mail gps@handotrax.net este mailul oficial unde se primesc track-urile de la competiție. Dumneavoastră puteți să puneți un mail personal și dăm pur și simplu share. Și acum avem track-ul pe care l-am înregistrat noi cu tableta, pe unde am fost, l-avem pe mail.